Vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului la Geneza, capitolul 38. Voi citi un singur verset, versetul 18. Geneza 38 cu 18. Și aici cuvântul Domnului spune în felul următor. Iuda a răspuns: ce zălog să-ți dau? Tamar a zis: inelul tău, lanțul tău și toiagul pe care l-ai în mână. Ea i le-a dat, apoi s-a culcat cu ea și a rămas însărcinată cu el. Amin. Am spus amin. Yes. Nu este cel mai plăcut text pe care îl putem auzi, dar este scris în Biblie și este un cuvânt al lui Dumnezeu care cu siguranță are ce să ne învețe. Cum vă spuneam și în multe, multe alte ocazii, cuvântul Domnului nu încetează să mă uimească și cred că nu va înceta niciodată, de aceea o să-l studiem și în veșnicie. Pentru că așa scrie în cartea Domnului, Psalmul 119, versetul 89, cuvântul tău dăinuiește în veci, în ceruri. Și sigur că nu rămâne în veci în ceruri ca să se umple de praf ca în casele noastre, ci va fi în ceruri ca să-l putem studia și acolo. Și cuvântul Domnului este foarte drept, este foarte transparent. Nimeni pe pământ nu are această transparență și acest spirit de dreptate pe care îl are Dumnezeu când scrie. Observați, cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu sunt prezentați așa cum sunt. Gândiți-vă la Avraam, este prietenul lui Dumnezeu, este părintele credinței, este fondatorul, dacă vreți, statului evreu, fondatorul evreilor. Este considerat părintele tuturor credincioșilor. Dar Biblia spune că Avram a greșit amarnic, a mințit. Gândiți-vă la David. Este omul care a stabilit dinastia regală în Israel. Este omul din care se trage după trup Mântuitorul Iisus Hristos. Este omul despre care Dumnezeu a spus: om după inima mea. Și totuși Biblia îl prezintă așa cum este, în realitate, David. Un faliment în probleme de familie, ca tată, și de asemenea un faliment moral. Gândiți-vă la apostolii Domnului, la aceia pe care Dumnezeu i-a folosit pentru ca, alături de profeți, prin cuvântul lor, să se zidească credința și să se zidească biserica lui Dumnezeu. Oameni mari, oameni deosebiți, nu au mai fost oameni ca ei și totuși au dat dovadă de slăbiciune. În momentul cel mai de nevoie a Mântuitorului Iisus Hristos, toți l-au părăsit, toți s-au lepădat de el. Iuda, din istoria noastră, pasajul pe care l-am citit, este al patrulea fiu al lui Iacob, născut din Leia. În tradiția Orientului Mijlociu și, de fapt, în tradiția lui Dumnezeu, pentru că așa a lăsat Dumnezeu prin Adam. Deci de la Adam este învățătura despre care vă spun acum. În tradiția lui Dumnezeu, deci în tradiția Orientului Mijlociu, întâiul născut din familie are privilegii speciale. În termeni economici, întâiul născut moștenește jumătate din averea părinților sau, dacă vreți, primește porție dublă. De aceea, de exemplu, când Elisei a fost prezent la înălțarea lui Ilie la cer, fiind primul lui ucenic, și-a asumat dreptul de întâi născut și de aceea a zis, când i-a zis: ce dorești să vină peste tine, ce a zis? Porție dublă. Deci de aia este rugăciunea lui, porție dublă, îndoită putere de Duh Sfânt. Întâiul născut
are dreptul la succesiune patriarhală. Deci merge pe această linie patriarhală. Având dreptul la succesiune patriarhală, întâiul născut este cel care primește revelația divină. Deci patriarhii aveau descoperiri dumnezeiești, așa era rânduiala divină, de aceea cuvântul lor este un cuvânt cu greutate și ce spun ei privește trecutul, prezentul și viitorul, pentru că ei vorbesc în numele lui Dumnezeu. Asta face întâiul născut. De ce s-a supărat Dumnezeu așa de tare pe Esau, pe care l-a considerat lumesc și desfrânat, când și-a vândut dreptul de întâi născut? Esau a renunțat la revelație divină și pentru că linia patriarhală este linia prin care se naște Iisus Hristos, Esau a renunțat la Dumnezeu. A renunțat să se nască Iisus Hristos din descendența lui. Întâiul născut are de asemenea dreptul pe lângă scaunul patriarhal, dacă vreți așa, și revelație divină, să vorbească Domnul prin el, are dreptul la preoție, peste clanul pe care îl reprezintă. Întâiul născut este preotul. După ce Dumnezeu a dat legile în Israel, întâiul născut nu poate să fie dezmoștenit prin legea lui Dumnezeu. Însă, în timpul în care Iuda trăiește, lucrurile stau diferit pentru că nu există încă o lege divină. Ruben este întâiul născut al lui Israel, al lui Iacob, dar pentru că Ruben a comis un păcat oribil, incest, a fost dezmoștenit și în locul lui a fost pus Iuda ca să preia această linie de întâi născut de patriarh. Dar este interesant că și Iuda cade în același păcat, tot incest, cu nora lui, cu Tamar. Și atunci Dumnezeu introduce o nouă lege. Și legea pe care o introduce Dumnezeu este aceasta. Când se va naște un copil dintr-o astfel de relație nepermisă, copilul acela sau descendentul acela și descendenții din el, timp de 10 generații nu pot să slujească înaintea lui Dumnezeu și nu pot să stea în templul lui Dumnezeu cu o poziție de autoritate. 10 generații. Așa că ați găsit și ați citit în Biblie și v-am adus aminte la vremea potrivită că în Iuda, deci tribul lui Iuda, din care acum trebuie să se nască Mântuitorul Iisus Hristos, este un trib care este privat de conducere, de leadership, descendent direct din Iuda. Pentru că aduceți-vă aminte, când au intrat în Canaan, cine era șeful tribului lui Iuda? Caleb. Și Caleb este edomit. Nu este din Iuda. Este un prozelit dintre edomiți, un om deosebit, un om sfânt, dar Iuda este privat de acest drept ca să aibă un lider acolo. Rândul lui Iuda, după cuvântul lui Dumnezeu, ca să aibă un lider în Israel și să se poată împlini cuvântul Domnului și să reia din nou scaunul acesta de patriarh, de om prin care vorbește Dumnezeu, vine numai după 10 generații. Și uitați-vă, dacă cu mine puteți să puneți textul pe ecran, Rut, capitolul 4, versetele 18-22, Rut 4, cu 18-22, aici este exact imaginea spre care Biblia vorbește, trebuiesc 10 generații pentru ca cineva să se purifice genetic din nou și să ajungă iară exact ce a fost, asta este legea lui Dumnezeu. Zice cuvântul Domnului, iată sămânța lui Perez, deci din această uniune între Iuda și Tamar, uniune nelegală, nenaturală, s-a născut Pereț, după Pereț, Hețron, după Hețron, Ram, după Ram, Aminadab, al patrulea, după Aminadab, Nahșon, al cincelea, după Nahșon, Salmon, al șaselea, după Salmon, Boaz, al șaptelea, după Boaz, Obed, al optelea, după Obed, Isai, al nouălea și după Isai, ați văzut? 10 generații. Abia după 10 generații, linia genealogică este purificată din nou genetic, se ajunge la starea inițială,
Asta este legea lui Dumnezeu. Și de ce pedepsește un păcat de felul acesta în această manieră? Trebuia să se nască Mântuitorul Iisus Hristos și dacă, de exemplu, înainte de potop, linia genealogică a oamenilor a fost denaturată de acele uniri nenaturale dintre fiii lui Dumnezeu, adică îngerii căzuți, demonii și fetele oamenilor, și ar trebui să nimicească rasa umană, de data aceasta Dumnezeu a introdus această lege de purificare a vieții oamenilor și în felul acesta planul lui merge mai departe. De ce vă spun lucrurile acestea? Vă spun lucrurile acestea pentru că în textul pe care l-am citit și care este un text dificil și este un text greoi, nu ne place să-l auzim citindu-se în grup, în biserică mai ales, în textul acesta este prezentat de Dumnezeu o realitate și un plan și din partea Domnului și din partea celui rău. Și anume, cel rău știe următorul lucru, că în Iisus Hristos, în Dumnezeu, ca un patriarh, tu și cu mine avem autoritate divină. Ca un patriarh, avem dreptul la revelație divină. Ca un patriarh, avem o moștenire glorioasă de la Dumnezeu. Și pentru că avem potențialul acesta așa de mare, autoritate, revelație, moștenire divină, putere de influență, și în felul acesta putere să împlinim planul lui Dumnezeu, pentru că diavolul știe lucrul acesta, face toate eforturile ca să te împiedice sau să mă împiedice ca planul acesta să nu se realizeze. Și de aceea, în acest păcat grosolan al lui Iuda, este un plan demonic și o profeție dumnezeiască, prin care noi trebuie să vedem cum să ne apărăm de cel rău, ce urmărește cel rău și ce vrea cel rău cu tine sau cu mine. Mesajul cu care voi veni în fața dumneavoastră se intitulează Când pofta te doboară. Când pofta te doboară. Diavolul a priceput și a perceput că Iuda va fi patriarhul prin care va veni sămânța femeii în lume, Iisus Hristos. Diavolul a auzit că Iacob l-a dezmoștenit pe Ruben și i-a dat autoritate patriarhală lui Iacob, lui Iuda. Diavolul a auzit și a înțeles că puterea de a binecuvânta și de a revela planul lui Dumnezeu de aici încolo pentru generațiile următoare este în Iuda și nu este în Ruben. Și ce și-a zis diavolul? Am să mă folosesc, fiți atenți, am să mă folosesc de o nevoie legitimă. Nevoie legitimă este, în cazul de față, intimitatea. Intimitatea nu este un păcat dacă este între soț și soție. Este o nevoie legitimă, rânduită de Dumnezeu, din mintea lui Dumnezeu, și este rânduită pentru familie, strict pentru soț și soție. Și diavolul zice, mă voi folosi de o nevoie legitimă. Se poate folosi de o mâncare. În cazul lui Esau, de ce s-a folosit? De un blid de zeamă. Deci l-a scos din linie, ca nu cumva să se nască. Toate planurile lui este să nu vorbească Dumnezeu, să nu se reveleze Dumnezeu, să nu se manifeste puterea lui Dumnezeu. L-a scos din linie cu farfurie de mâncare. Te poate scoate cu o revistă. Te poate scoate din linie cu un site murdar de pe internet, cu un pahar de ceva, cu o minciună. Te poate, pentru că vrea cu orice preț ca nu cumva tu sau eu să avem autoritatea aceea, puterea aceea de la Dumnezeu, ungerea aceea de la Dumnezeu, prin care planul lui Dumnezeu pentru mântuirea celor de lângă noi să se realizeze. Și de aceea Iuda a căzut în această cursă. A căzut în această cursă. Acum aș vrea să fac o paranteză. Când Iuda comite acest păcat
Și dumneavoastră cei din Biserica Emanuel, și dumneavoastră cei de la internet, și dumneavoastră cei care veți asculta mesajul acesta, pentru că este un mesaj adânc, este un mesaj profund. Trebuie să notați următorul lucru. Iuda este încă într-o perioadă de timp când Dumnezeu nu a revelat tot planul de mântuire omenirii. Nu l-a revelat. A trebuit să vină Avram, a trebuit să vină Moise, a trebuit să vină profeții, a trebuit să vină Iisus Hristos. Și au trebuit să vină apostolii până când tot planul lui Dumnezeu să fie revelat. Și de aceea nimeni nu se poate scuza cu cazul lui Iuda ca să facă ce a făcut Iuda. Deci să ne fie limpede de lucrul acesta. Noi avem tot planul lui Dumnezeu revelat și tot planul diavolului. Și acum hai să ne uităm la acest plan al diavolului. Când pofta te doboară. Cel rău urmărește trei lucruri. Urmărește trei lucruri. În cazul de față, uitați-vă, Iuda a întrebat pe Tamar, ce să-ți dau ca să comit păcat cu tine? A luat-o pe Tamar drept, nu drept o prostituată simplă, în sensul urât al cuvântului, ci Tamar când s-a îmbrăcat în felul în care s-a îmbrăcat, aș vrea să înțelegeți, s-a îmbrăcat după obiceiul timpului ca și o preoteasă. Deci ea s-a îmbrăcat ca o preoteasă. Templele din vremea aceea, inclusiv din vremea apostolului Pavel, din Orientul Mijlociu, erau slujite cu precădere, templele păgâne, erau slujite de femei, nu erau slujite de bărbați. Cele mai multe erau slujite de femei. Și femeile trebuiau să se prostitueze, să devină preotese, pentru că aceasta era considerată sacrificiul suprem pe care îl dau zeului la care se închină. Și diferența între religios și credință era mică în vremea aceea, nu se cunoștea prea bine. Iuda a luat-o drept o preoteasă din aceasta de la templele păgâne, în felul în care s-a îmbrăcat. Și când a întrebat, ce zăloc să-ți dau până când îți aduc un ied ca să ai ce să mănânci? Ea a cerut trei lucruri. Acesta este planul diavolului. Trei lucruri. Primul, a zis, dă-mi ce? Aduceți-vă aminte textul. Dă-mi inelul tău. Cu alte cuvinte, dă-mi puterea ta. Pentru că diavolul vrea să-ți ia puterea. Inelul în Biblie este simbolul puterii. Este simbolul puterii. Ca simbol al puterii, inelul reprezintă două lucruri pentru credincios. Primul este autoritate. Este autoritate. Cine are inel, are autoritate. Pentru că are parafa. De obicei, inelul era mare, după cel care îl vedeți pe degetul meu, era mai mare, și avea o parafă. Șeful clanului, cum este Iuda în cazul de față, are inelul care vorbește despre puterea lui peste toate cele 12 seminții ale lui Israel, are inel care vorbește despre puterea lui patriarhală, despre puterea lui de a da ordine și de a face rânduială în Israel. De aceea când, de exemplu, ca și patriarh, Iacob profețește, îi adună pe toți și ce le spune? Tu faci cu tare, tu faci cu tare, totul merge după cuvântul lui Iacob. Este cuvântul Domnului, nu este cuvântul Iacob. Pentru că, încă o dată, patriarhul are dreptul la revelație divină. Asta e rânduiala până la Iisus, până la David. Patriarhul drept la revelație divină. Și a zis, dă-mi inelul. Cu alte cuvinte, dă-mi puterea ta. Pentru că diavolul vrea să-ți ia puterea, vrea să-ți ia autoritatea. Când fiul risipitor s-a dus și a risipit tot ce a avut, când s-a întors înapoi la tatăl, unul dintre lucrurile pe care tatăl i-a dat, care a fost? Inelul. I-a dat din nou autoritate, l-a pus din nou în autoritatea familiei. Și diavolul are un plan mare. De tine se poate folosi Dumnezeu. De mine se poate folosi Dumnezeu. Noi trăim într-o vreme, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu ca patriarhi, într-o vreme mai binecuvântată. Și anume, în vremea în care noi trăim, fiecare credincios, și bărbat, și femeie, și bătrân, și tânăr, fiecare este preot. Este preot. Așa spune Sfântul Apostol Petru, Duhul Domnului, Sfântul Apostol Petru, 1 Petru, capitolul 2, versetele 5 și 11. Așa spune cuvântul Domnului prin Sfântul Apostol Ioan, Apocalips 1 cu 6. A lui să fie slava, care a făcut din noi regi și preoți. Deci regi, autoritate și preoți.
Dumnezeu ne-a dat nouă, celor din generația aceasta a bisericii, bucuria aceasta, binecuvântarea aceasta, autoritatea aceasta, suntem regi, ai putere. Ești regi în ochii, regi în ochii Domnului. Și de aceea, ca rege, ai putere și autoritate peste diavolul. Diavolul știe lucrul acesta. Ai, de asemenea, preoția în mână, pentru că fiind umplut cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Dumnezeu te poate folosi și să înțelegi cum. Te poate folosi în orice vreme. Aduceți-vă aminte când Apostolul Pavel enumere cele 9 daruri ale Duhului Sfânt în 1 Corinteni capitolul 12. Una din expresiile pe care Apostolul Pavel o folosește nu este aceasta că el a făcut numai pe unii proroși, numai pe unii să vorbească în alte limbi. Nu. Zice, el... Duhul Domnului dă, care este expresia? Fiecăruia, după cum voiește, fiecăruia. Pe fiecare îl poate folosi Dumnezeu. Pe fiecare îl poate folosi. Pe fiecare îl poate folosi Dumnezeu atunci când Duhul Sfânt voiește. Nu când voiesc eu, când Duhul Sfânt voiește. Când vrea să-ți reveleze ceva, Duhul Sfânt îți revelează. Când vrea să te folosească, Duhul Sfânt îți deschide gura și vorbești. Autoritatea aceasta vrea să-ți o ia diavolul. Deci autoritatea. Ca să nu mai fii cu eficacitate, ca să nu mai ai influență pozitivă, ca să nu mai ai greutate morală, ca să nu mai ai greutate spirituală. Îți ia puterea aceasta a autorității. Și al doilea lucru din autoritate îți ia autenticitatea. Autenticitatea. Inelul este simbolul autenticității. Când ai văzut parafa, domnule, zice, cum zice românul, are ștampil. Are ștampil. Cum nata Lidia, când a avut ștampila în pașaport, a putut să vină încoace. Gata. Autoritate, nu? Aia vorbește despre autenticitate. Însă trăim într-o lume în care diavolul încearcă să dilueze toate lucrurile. Nimic să nu mai fie autentic. Și de aceea se atinge de inelul tău, de puterea ta. Și ca să dilueze diavolul, se folosește foarte mult de religie, de religiozitate. Uitați-vă la acest cuvânt care se întâmplă în aceste zile. Și lumea nu este atentă, biserica nu este atentă. De aceea aducem cuvântul Domnului în fața bisericii. Zice Isaia capitolul 4 cu versetul 1. Ia ascultați-l cu atenție. 7 femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat și vor zice, vom mânca pâinea noastră înșine. Ne vom îmbrăca cu hainele noastre înșine. Numai fă-ne să-ți purtăm numele și ia o cara de peste noi. Este un plan demonic care este introdus și în biserică, pe nesimțite, prin religiozitate, printr-un spirit de religiozitate, pentru că uitați ce se întâmplă aici, zice... Hai să ne numim și noi creștini, dar nu ne trebuiește pâinea care s-a coborât din ceruri și care este Iisus Hristos. Nu ne trebuiește pâinea care este cuvântul lui Dumnezeu, mana venită din ceruri. Ce vom mânca pâinea noastră, poveștile noastre, visele noastre, imaginațiile noastre, misticismul nostru. Nu ne trebuie pâinea aceasta. Apoi spune... Nu ne trebuiesc hainele tale, ci vom îmbrăca hainele noastre. Frați și surori, doamnelor și domnilor, haina din totdeauna lui Dumnezeu este sfințenia, este neprihănirea. Nu sunt mofturile mele, nici mofturile tale. Asta este religiozitate. Diavolul vrea să nu mai fie autentic. Să nu mai fie autentic. Apoi, ce urmărește? O asociere din conveniență politică-socială. Sau de moment, zice, fă-ne să-ți purtăm numele și ia o cară de peste noi. Dar nu vrem să fim numiți păgâni. Și de aceea îi vedem pe mulți politicieni, nu pe toți, pe mulți. Când este vorba de alegeri, hop și ei, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Parcă le s-a schimbat vorbirea, dar nu este pocăință. Nu este autenticitate, nu este frică de Dumnezeu și s-ar supăra și ar fi jignitor să le spui că-s păgâni.
Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, ăsta este planul cel rău. Vrea să-ți ia inelul, vrea să-ți ia puterea, pentru că vrea să te dezbrace de autoritate și de autenticitate. De aceea trebuie să știe toți, socialism, umanism, comunism, evoluționism, religiozionism, islamism, toate acestea sunt unul și același lucru, păgânism, adică demonism. Punct. Domnul ne-a dat putere. Ne-a dat autoritate peste toată puterea celui rău. Luca 9:1, Matei 10:1. Diavolul știe lucrul acesta și moare să-ți ia puterea, să-mi ia puterea. De aceea vrea să te compromită, vrea să-ți ia inelul, vrea să-ți ia autenticitatea cu care te-a binecuvântat Dumnezeu. În al doilea rând, nu numai puterea vrea să ne ia diavolul, inelul. Al doilea lucru pe care l-a cerut a zis, dă-mi lanțul tău, adică dă-mi posesiunile tale. Posesiunile tale. Lanțul de la gâtul lui Iuda și în antichitate, lanțul pe care îl purta la gât era în semnul posesiunii pe care le are. Era vorba de posesiuni în aur, în argint, în cupru, în animale, în pământ, în produse agricole, în sclavi. Și lanțul era nu un lanț obișnuit că avea lanț la gât. Lanțul era special făcut pentru că vorbea despre posesiuni enorme pe care le avea acest om. Adică vorbea despre un statut economic aparte. Când diavolul se uită la tine, când diavolul se uită la mine, vine cu același plan. Dacă îți poate lua inelul, dacă îți poate lua puterea, vrea să-ți ia și posesiunile pe care le ai. Și hai să vă amintesc câteva posesiuni pe care tu le ai, pe care eu le am și pe care diavolul abia așteaptă să le ia de la noi. Primul, toate lucrurile sunt ale noastre din partea lui Dumnezeu. 1 Corinteni capitolul 4 cu versetul 7. Toate sunt de la Dumnezeu. Ce lucru aveți și să nu-l fi primit. Toate. Și diavolul vrea să ți le ia. Darurile spirituale sunt de la Dumnezeu, 1 Corinteni 12. Casa și familia o avem de la Dumnezeu, nu de la oameni. Psalmul 127, versetul 1. Dacă nu zidește Domnul o casă, aia nu mai este casa, aia nu mai este familie. Înțelegerea adevărului o avem de la Dumnezeu, Psalmul 36, cu versetul 9. Caracterul omenesc și cel sfânt le avem de la Dumnezeu, 2 Petru capitolul 1, versetele 3 la 9. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața pentru ca să ne facem părtași ce? Firii dumnezeiești. Moștenirea eternă a celor ce cred este de la Dumnezeu. 1 Petru capitolul 1, versetele 3 la 4, spunea Sfântul Apostol Petru, o moștenire nestricăcioasă ne-a căzut la sorți din partea lui Dumnezeu. Asta este posesiunea noastră. Și diavolul vrea să o ia. Vrea neapărat să o ia. Întreabă-te în această dimineață. De ce se întâmplă atâtea lucruri câte se întâmplă cu tine? Și de ce ești asaltat atât de mult? Pentru că diavolul te urăște, nu vrea să fii folosit de Dumnezeu, nu vrea să ai autoritate, să te dezbreci de autoritate, nu vrea să fii autentic, te îmbracă într-o formă de religiozitate, dar nu de credință, și vrea să-ți ia posesiunea ta. Și de fapt, să știți că și lucrurile materiale ți le ia, pentru că un om care cade în păcat și nu se scoală din păcat, cheltuie tot ce are pentru pântece. Își ruinează familia, își fură familia, își înșeală familia. N-ați auzit atâtea cazuri de oameni care, tineri care și-au omorât părinții pentru că nu mai aveau bani de droguri, numai ca să le ia bani. Asta este diavolul, asta este diavolul. Și apoi, în al treilea rând și în ultimul rând, diavolul, pe lângă putere, pe lângă posesiune, vrea să-ți ia poziția. Poziția. Dă-mi toiagul pe care l-ai în mână. Toiagul pe care l-are în mână, vorbește despre poziție, pentru că, frați și surori, doamnelor și domnilor, aș vrea să notați dumneavoastră următorul adevăr. Ceea ce Cornilescu traduce toiag în Scriptură, cum vă spuneam și în alte ocazii, nu este vorba
de bâtă de cioban. Nu este vorba de o bâtă de cioban, ci este vorba de sceptru, în semnul puterii. De exemplu, când a spus Domnul lui Moise, spune șefilor de trib să-și ia fiecare toiegele, adică sceptru, și să le aducă în cort, să vedem care toiag îl aleg eu și prin toiagul acela ce seminție aleg să mă reprezinte pe mine ca să fie preoț în Israel. Pe cine a ales? Pe Aron, pe leviți, toiagul lui Levi. Dar fiți atenți acum. Toiagul acesta lui Levi, care s-a prefăcut într-un migdal, într-un copac, cu fructe, cu tot ce trebuie pe el, cu migdale, cu flori, cu frunze, cu rădăcină, cu tulpină. Prin minune dumnezeiască, când a fost prins de mijloc, cum spun rabinii, s-a transformat din nou în toiag. Unde a trebuit să fie pus? Unde? În chivot. Ca aducerea minte. Acum fiți atenți. Chivotul era o cutie care avea aproximativ un metru lungime. Deci, aproximativ un metru lungime, metru e mult. Pe 40 de centimetri lățime și pe 40 de centimetri înălțime. Deci dacă poți să pui un toiag într-un chivot de un metru, cât de mare trebuie să fie toiagul ăla? Nu-i bâtă de cioban, nu? Prin urmare, ceea ce Biblia spune toiag, adică Cornelescu zice toiag, nu este vorba de toiag, de bâtă, ci este vorba de sceptru. În semnul puterii, cum are regele, cum are președintele, în semnele prezidențiale. Și când Tamar a vorbit cu Iuda, a zis, și să-mi dai toiagul, am nevoie de poziția ta. Vrea să-ți ia poziția. Poziția pe care tu și cu mine o avem în Hristos este o poziție de autoritate. Este o poziție de putere. Este o poziție binecuvântată. De exemplu, ai autoritate, cum spuneam, absolut asupra celui rău. Luca 9:1 spune, v-am dat putere peste toată puterea dracilor. O, nu-i place la diavolul să audă acest lucru, să știe că tu ai această poziție. De exemplu, când mereu spui, eu nu pot face lucrul acesta, nu este neapărat o poziție din partea noastră de smerenie, că în mintea noastră nu prea credem noi ce spunem, că nu putem face. Și n-am vrea să fim socotiți neputincioși. Adevărata poziție pe care o avem este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Diavolul nu vrea să lucrezi cu această poziție. Vrea să te detroneze de acolo, să-ți ia sceptru din mână. Ai autoritate biruitoare. Romani 8:37. Pentru că știu, spune Sfântul Apostol Pavel, nici îngerii, nici moartea, nici persecuția, nici lipsa de mâncare, nici lipsa de hrană, nici nu ne poate despărți pe noi de dragostea pe care o avem în Iisus Hristos, de protecția Lui, de binecuvântarea Lui. Avem autoritate absolută în toate domeniile. Diavolul știe că este un înfrânt. Și pentru că știe că este un înfrânt, vrea să te convingă pe tine și pe mine că este mai tare decât tine și mai tare decât mine. Dar mă auziți mereu amintind acest text, nu pentru că nu știu alte texte din Biblie. Vi-l amintesc mereu pentru că vreau să se imprime în mintea dumneavoastră și în inima dumneavoastră. Puneți Matei 8:29 pe ecran și aș vrea să-l citim bine împreună acum și să-l folosim împotriva diavolului. Pentru că el vrea să ne dezbrace de poziție, vrea să ne dezbrace de posesiune și vrea să ne dezbrace de putere. Și textul acesta spune foarte clar. De aceea Biserica lui Hristos, deci Matei 8:29, Biserica lui Hristos, care a primit putere de la Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos asupra celui rău, trebuie să știe acest lucru. Demonii au venit la el și iată că au început să strige, ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești cum? Înainte de vreme. Dacă asta este crezul diavolului, că poate fi chinuit înainte de vreme, hai să-l chinuim înainte de vreme, Domnule. Să-i respectăm crezul.
Pentru că avem putere. Avem putere. Yes, avem putere. Când vine ispita la tine, ai putere. Când vine încercarea la tine, ai putere. Vă aduc din nou aminte rugăciunea Tatăl nostru. Este cea mai profundă rugăciune. Când Domnul Iisus Hristos a spus să ne rugăm în fiecare zi și să spunem și nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, ține minte, interpretarea nu este să umblăm pe dedesubt și să umblăm, interpretarea este aceasta, Domnul nu duce în ispită pe nimeni. Prin urmare, textul spune în felul următor, Doamne Iisuse, Tu care ești atot cunoscător, când Te uiți la mine în ziua de astăzi, Tu vezi în lumea spirituală în care eu nu văd și ai văzut pe diavolul ce curse mi-a întins, ce ispite mi-a întins, ce gropi mi-a săpat. Doamne, pentru că Tu vezi lucrul acesta, Te rog, nu mă conduce prin ele, du-mă pe lângă ele. Am acest drept. Am acest drept, Doamne. Tu m-ai învățat să mă rog așa. Du-mă pe lângă. Și în numele Tău, pe ăla care a vrut să mă pună în groapă, Doamne, trimite-l în iad înainte de vreme. Acolo e bun. Amin? Asta este adevărul. Asta nu vrea diavolul să știe. Și atunci, noi trebuie să lucrăm împreună cu Dumnezeu. Trebuie să lucrăm împreună cu Domnul Iisus Hristos. Uită-te bine la tine în dimineața aceasta aici la Emanuel, în ziua de astăzi când ai ascultat mesajul. Nu cumva ești victimă propriilor pofte pe care nu le-ai stăpânit? Ai sau am sau avem ca și Adam și ca și Eva aceeași scuză eternă, diavolul m-a făcut să fac lucrul acesta? Da, el vine la tine, el vine la mine, dar tu și cu mine, mai mult decât un patriarh, mai mult decât un preot din vechime, în noi locuiește Dumnezeu în Trinitate. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Asta înseamnă Tatăl, Iisus și Duhul Sfânt locuiește aici, aici. Nu știți că mai mare este Cel ce este în noi decât Cel ce este în lume? Nu știți că vouă v-a fost dată în numele Domnului Iisus Hristos autoritate asupra celui rău? Nu știți că Cel ce locuiește în voi, în tine, în mine, și Tatăl, și Iisus, și Duhul Sfânt, chiar dacă numai unul a spus dintre ei, este Cel care a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Nu știți lucrul acesta? Unde vă este inelul? Unde vă este puterea? Unde vă este autenticitatea? Unde vă sunt posesiunile spirituale, moștenirea de la Dumnezeu? Știi ce crezi? Poți să folosești. Unde vă este poziția în Hristos? Noi n-am fost rânduiți să fim înfrânți. Noi am fost rânduiți să fim biruitori. Aceasta e poziția noastră. Deci, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu vă lăsați și să nu ne lăsăm să fim victimă la o farfurie de supă, la un blid de zamă, la o mânie, la o nu știu ce poftă. Diavolul se luptă pentru că vrea să te îngenuncheze, să te pună jos, să mă pună jos. Dar dacă suntem în viață, avem dreptul să ne întoarcem înapoi la Domnul. Să ne întoarcem cu pocăință și să spunem, Doamne, ai milă de mine? Ai milă de noi? Ai milă de casa mea? Ai milă de biserica Emanuel, Doamne? Ai milă de biserica în care mă închin Domnului? Doamne, nu vreau să mai mănânc pâinea mea, vreau să mănânc pâinea Ta.
Nu vreau să mă îmbrac cu hainele neprihănirii mele, vreau să mă îmbrac cu neprihănirea Ta, Doamne. Nu vreau să mă numesc creștin de conveniență ca să am voturi și să am popularitate, vreau să fiu un creștin autentic și să pot să stau în picioare, să te reprezint pe Tine, pentru ca la rândul Tău Tu să te poți folosi de mine și să vorbești de acestei generații prin mine. Nu trebuie să vină patriarhie. Tu ești preotul. Eu sunt. Dumnezeu vrea să vorbească prin tine și prin mine. Doborât prin propria poftă, diavolul vrea puterea ta, inelul, posesiunea ta, lanțul, poziția ta, toiagul, adică sceptru. Dar cuvântul Domnului ne spune, și cu aceasta închei și vă chem la rugăciune, potrivit Romani 8:13, Efeseni 4:22-25, Coloseni 3:5, Galateni 6:8, noi care ne bucurăm de Duhul Sfânt în noi, spune, faceți ca prin Duhul să omorâți, auziți, faptele firii pământești și mădularele care se luptă în voi, adică să le țineți în control și să vă păstrați sfințenia, puritatea, autoritatea și autenticitatea cu care ne-a înzestrat Dumnezeu. Pentru ca cel rău să fie nimicit. Amin! Nimicește-l, Doamne, pe cel rău și îmbracă-ți din nou poporul cu autoritate, fă-l să înțeleagă ce posesiuni glorioase, o frumoasă moștenire ne-a căzut la sorți, o putere extraordinară, și fă să înțeleagă poporul că slujești un Dumnezeu și un Mântuitor care are toată puterea în cer și pe pământ, și acesta umblă cu noi în fiecare zi, glorie Lui. Ne ridicăm în picioare. Ia minte la cuvântul acesta. Ia minte la mesajul acesta. Ia minte la realitatea Lui. Ca să înțelegi planul celui rău și să înțelegi planul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului prin Sfântul Apostol Pavel spune amândouă lucrurile. Nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu, și spune, nu sunteți în necunoștință de planurile celui rău, pentru că toate sunt revelate. Deci avem toate aturile, toate drepturile, toate avantajele să fim biruitori, să fim diferiți. Haideți să ne rugăm Domnului și spunem, Doamne, ne-ai păstrat viața și bunătatea, iartă-ne, curățește-ne, spală-ne în sângele Tău și ajută-ne să punem cuvântul Tău în inima noastră ca să nu mai păcătuim. Amin? Ne rugăm Domnului. Aleluia!